România își reduce numărul de militari trimiși în misiuni externe, așa a decis astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării. În prezent, țara noastră are peste 1100 de militari în teatrele de operațiuni, cei mai mulți în Afganistan, iar anul viitor numărul lor va fi redus cu 319. Strategia de apărare a țării, propusă de șeful statului, va fi trimisă Parlamentului spre aprobare. Membrii CSAT se vor reuni și săptămâna viitoare pentru a discuta de această dată problema evaziunii fiscale.